Titlul lecției va fi cel de recapitulare. Pe o tabletă gigant de ultimă generație, în conexiune directă prin internet cu alți colegi de la o școală din Tulcea. Astfel au început ora de biologie elevii de la Colegiul Național Costache Negruțe din Iași. Același experiment s-a petrecut și la Colegiul Tehnic Ice Ștefănescu. Ei vor putea intra în legătură cu elevi și profesori din mediul rural ieșean. Ne simțim mult mai bine când facem o lecție interactivă, este mult mai distractiv, învățăm mult mai ușor și reușim să reținem din clasă, ceea ce este foarte important. Într-o oră putem cuprinde mult mai multe informații, astfel învățăm mai mult într-un timp mai scurt. Întotdeauna o imagine spune mai mult decât 1000 de cuvinte. A urmări un filmuleț despre, eu știu, funcționarea globului ocular sau urechii este mult mai eficient în predare decât a explica tu cuvinte, chiar și cu un atlas sau cu un mulaj alături, facilitează mult mai mult înțelegerea. Cei 2100 de elevi din județul Iași vor fi îndreptați către lecțiile suplimentare doar în urma evaluării psihopedagogilor școlari. Nu în ultimul rând, se adresează activitatea de consiliere și părinților elevilor care pot solicita sprijin consiliere adecvată la cabinet. Toate lecțiile vor fi înregistrate și incluse într-o mediatecă disponibilă online. Imaginați-vă, matematică difuzată pe internet, limba română difuzată pe internet, cercul de științe în natură difuzat pe internet, astfel încât copiii vor avea acces la profesorii pe care și i-ar dori poate și acești profesori pot fi modele pentru profesorii tineri. Nu doar aceste aspecte cognitive sunt vizate, ci și aspecte de educație non-formală, cercuri interesante prin care aptitudinile, preocupările elevilor sunt explorate, fie că vorbim de știință și natură, deci într-o abordare interdisciplinară, fie că vorbim de media, de jurnalism. Programul Fi pregătit pentru dezvoltarea de competențe cheie, care s-a lansat astăzi la Iași, se va încheia în luna septembrie 2015.